Noua lege a pensiilor aduce un beneficiu semnificativ pentru mame. Mai exact, prevede o reducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au copii, inclusiv pentru familiile care au adoptat și crescut copii timp de cel puțin 13 ani. Vârsta standard de pensionare se va reduce pornind de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și jumătate pentru mai mulți copii. Femeile cu mai mulți copii. Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, 1 an pentru 2 copii, mergând cu reducerea până la 3 ani și 6 luni pentru 7 copii și mai mulți. Reducerea vârstei de pensionare prevăzută în tabelul din lege se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani. Pentru acest beneficiu, femeile vor prezenta copii după certificatele de naștere ale copiilor și o declarație pe proprie răspundere că au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani. Acest mod de lucru a fost utilizat și pe parcursul implementării legii 19. Deci legea 19 a prevăzut așa ceva. Această reducere se poate cumula și cu reducerile în baza grupelor de muncă. Da? Dacă o femeie are 2 copii, da, și a lucrat, să zicem, 15 ani în grupa a doua de muncă, pentru grupa a doua are o reducere de 5 ani, iar pentru cei 2 copii are reducere 1 an. Deci, practic, de la 65 se poate pensiona la vârsta de 59 de ani. Pe lângă aceste prevederi, se dorește și egalizarea vârstei de pensionare dintre bărbați și femei la 65 de ani, eșalonat până în anul 2035.